Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului dă startul selecției naționale a localităților care aspiră la titlul de Best Tourism Villages, competiție internațională demarată de Organizația Mondială a Turismului, prin intermediul căreia anual sunt identificate exemple remarcabile de destinații pentru turismul rural. La ediția de anul trecut, în premieră, satul Rășinar din județul Sibiu a obținut această prestigioasă distinție. În viitor, și două localități din județul Hunedoara ar întruni condițiile de participare la o astfel de competiție mondială. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va transmite către Organizația Mondială de Turism cel mult 8 propuneri de destinații turistice care vor concura cu alte destinații din întreaga lume. Printre criteriile de selecție, cele mai importante sunt cele care vizează ca localitatea candidată să aibă o densitate scăzută a populației și cel mult 15.000 de locuitori, conform ultimului recensământ, să fie localizată într-un peisaj cu o prezență importantă a activităților tradiționale și să împărtășească valorile și stilul de viață al comunității. Cele 8 localități ce vor fi selectate de minister fac parte din ruta satelor tradiționale turistice din România, dezvoltată pe plan național. Într-un viitor nu prea îndepărtat din această rută vor face parte și satele Runcu Mare, din comuna Lelese, și satul Alun, din Bunila. Cele două comune au obținut finanțare prin PNRR pentru restaurarea unui număr de 16 case arhaice pentru a le transforma în atracții turistice incluse în ruta satelor cu arhitectură tradițională.